Plan roșu de intervenție activat astăzi pe centura Lugojului. Un microbus cu 17 școlare a intrat în coliziune cu un tir. Copiii elevi la liceul Vlațepeș din Timișoara erau în excursie împreună cu doi profesori. La locul accidentului au ajuns trei autospeciale smurți, trei ambulanțe și două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare. Nu sunt persoane încarcerate, doar răniți ușor și cu atac de panică. Până acum au fost transportați la spital șapte copii și șoferul din autoturism. Au transmis reprezentanții ISU Timiș. Din primele informații se pare că șoferul microbuzului s-a angajat într-o manevră de cerere regulamentară, moment în care un tir a intrat puternic în autoturism. Ulterior, microbuzul a fost proiectat într-o altă mașină.